Hello, hello și bine v-am regăsit la un nou clip și nu, încă nu am scăpat de decorul de Crăciun, pentru că v-am mai spus eu la un moment dat că de-abia în ianuarie își va lua tălpășița, până atunci vreau să mă bucur în continuare de el. Dar astăzi a sosit momentul să vă spun unde plec, într-un final. Sper să nu fie cu păcat clipul ăsta, Doamne, te rog! Pentru că încă așteptăm rezultatele la testele PCR pe care trebuie să le facem pentru Zanzibar. Gata, v-am spus, sper să și reușesc să plec. Teoretic, în momentul în care voi vedeți acest clip, eu sunt la plajă. Pumnii strânși, mulțumesc! Astăzi vom avea un clip despre împachetarea bagajului, doar că ați mai văzut două de acest gen la mine pe canal și m-am gândit ca de data asta să-l facem un pic diferit și să fac așa din nou acel clip cu ce se află în geanta mea, dar de data aceasta va fi ce se află în geanta mea de călătorie. Și da, este aceeași geantă mare, este singura pe care o folosesc și singura pe care o am de dimensiunile astea, doar ea merge cu mine în călătorie și atunci când, nu știu, am nevoie să-mi pun foarte multe chestii într-o geantă, laptop, tabletă sau mai știu eu ce, ea merge cu mine. Am doar una și bună, cum s-ar spune. Bun, în prima parte a clipului vă arăt ce se află în geanta mea, după care vom urca la etaj și facem și bagajul propriu zis. Credeți-mă că mi-am pierdut antrenamentul pentru că trebuie să facem un bagaj cu chestii de vară. Ori la noi e frig tare. Bun, trecem la treabă și vă mai arăt încă o dată geanta. Este burdușită, că altfel nu pot să-i spun. Și hai să o luăm, cu ce să încep? Hai să începem cu ochelarii de soare, pentru că dacă plecăm la soare, purtăm ochelari. Eu port ochelari de soare și iarna, pentru că sufăr de fotosensibilitate și nu pot. Mi s-a întâmplat chiar zilele trecute să ies din casă și când am ieșit din casă și m-a izbit soarele așa, zici că eram vreo femeie venită de prin peșteră, nu mai văzuse lumina zilei. Asta e situația, sufăr de fotosensibilitate, purtăm ochelari. Am aici o pereche de ochelari și vreau să vă spun că este o pereche de ochelari nouă pe care abia aștept să vi-o arăt. Eu am luat această pereche de ochelari de la Ray-Ban. Stați așa să vi arăt că sunt absolut superbi, doar că nu știu cum să fac să vă arăt cum stă cu ei, pentru că o să vedeți ring light-ul. Dar mă rog, suportați un pic, pentru că vreau să vi arăt. Aceștia sunt. Modelul se numește Outdoorsman 2 și eu i-am luat de pe Lentiamo, unul dintre cei mai mari retaileri europeni de ochelari. Să știți că pe site-ul lor nu găsiți doar ochelari de soare, găsiți ochelari de vedere, lentile, ochelari de protecție de calculator, știți că și eu am din aceea și îi folosesc constant pentru că stau foarte mult cu ochii în calculator și atunci vreau să mi-i protejez cât mai mult cu putință. Vă o să vă las eu site-ul lor în descriere și de asemenea au fost atât de drăguți încât să-mi ofere pentru voi un cod de reducere și anume Diana10. O să vi-l las acum scris pe ecran, dar îl găsiți de asemenea și în căsuța cu descriere lângă linkul acestui magazin. Credeți-mă că mi-a fost foarte, foarte greu să aleg o pereche, au o grămadă de modele, deci pot să spun că au mii de modele de ochelari și prețuri foarte bune. De asemenea, să știți că produsele sunt originale, nu aveți de ce să vă temeți, am plasat comanda și a venit cam în câteva zile. Foarte mulțumită de produs și abia aștept să port ochelari de soare. Dar, de asemenea, nu uitați, codul este valabil până pe 31 martie 2022, așa că dacă vreți să vă faceți cum era iarna car și vara sanie, luați-vă ochelari de soare acum iarna ca să beneficiați și de această reducere. Apoi, avem tableta. Eu iau tableta la mine nu ca să lucrez sau ceva de genul, pentru că nu mai am energie, sunt pe energie așa low de tot, e jos, battery low, cam așa ceva, please charge, vă rog încărcați-mă, dar noi pe tabletă ne uităm pe Netflix. Ne descărcăm orice film dorim noi, ni-l descărcăm și în avionul ne uităm la ce ne dorim. Bine, venind și Luca cu noi, va trebui să-i o cedez lui și când se plictisește poate mă uit și eu. Și vreau să-mi descarc, a apărut Emily in Paris. Mie mi-a plăcut serialul ăla extraordinar de tare. Dacă nu l-ați văzut, uitați-vă. Și acum, de curând, în decembrie, a apărut, dacă nu înșel, pe 22, cred, a apărut sezonul 2, care are 10 episoade și, Doamne, că abia aștept să le văd. Apoi, dacă n-am tabletă, trebuie să mă ocup cu ceva, evident. Și cum vă spuneam, o să fac schimb cu Luca și o să încep cu Luca, pentru că și-a luat și el o cărticică din aceasta cu activități, a descoperit Sudoku și a reușit să facă atunci când am fost la Paris, bine, cu ajutorul meu, dar i-am explicat și a înțeles despre ce e vorba și a început să facă Sudoku. Așadar, i-am luat, uite, ăsta l-a făcut aproape singur.
Aceasta este a lui, eu am altele. Am aceasta, o am pe aceasta de aici, este foarte, foarte veche, dar o iau cu mine doar când călătoresc și atunci mi-aduc cumva aminte că le-am făcut în avion, că le-am făcut în vacanță, îmi dau așa o stare foarte, foarte bună. Și dacă nu am modelul acesta, stați așa să vă arăt o pagină goală, trebuie efectiv să potrivești cuvintele de aici, să le pui în căsuțe. Dacă nu o fac pe aceasta, o fac pe aceasta. Acesta este un word search. Ce înseamnă asta? A, uite, aici am și scris unde le-am făcut. Stați că vă arăt imediat, că mi se pare foarte tare. Ai aici un chenar cu diferite litere și ai niște cuvinte pe care trebuie să le găsești aici. Și uite, stați așa. Uite, pe 7-3-2020, Dubai, București. Vedeți, eu îmi scriu aici sus pe ce zbor am făcut jocul respectiv. Tot 7-3-a Dubai, București. Dubai, București. Uite, pe 6-7-2021, București, Istanbul, când am fost plecată în Turcia și cam atât. Asta nu are o viață prea lungă, este nou venită la mine în colecție și pentru că nu am mai călătorit foarte des, doar atât s-a putut. Și acel zbor Dubai-București cred că a fost în 2020, fix înainte să se întâmple nebunia. Bun, mai departe. Apoi am și o carte. Dacă ați văzut voi vlogmasul cu numărul 24, dacă nu mă înșel, ultimul vlogmas, ați văzut că mi-am comandat și această carte în numele lui Gucci, de Patricia Gucci. Mi-am luat-o pe aceasta pentru că este mai ușurică. Oscilam cumva între asta și Casa a lui Gucci, doar că aceea e o carte groasă. Vreau ceva mai ușor, o carte pe care pot să o car atât la plajă cât și în această geantă, în avion, să o am ușor la îndemână. Scrisul cam mic, vedem dacă reușim să o terminăm în vacanță, mă îndoiesc, dar cine știe ce activități o să avem pe acolo. Apoi, ce mai am? Mai am măști. Pentru că de ce nu? Am în primul rând măști pentru Luca și înapoi măștile pentru noi. Acestea le-am luat în geantă aici la îndemână doar pentru zbor, aeroport și așa mai departe. După care am în voi pune, de fapt că nu am încă, voi pune în bagajul mare seturi din acelea cu mai multe măști. Din cunoștințele mele, nu se poartă mască în Zanzibar. Dar rămâne de văzut. Și hai să vă explic și cum decurge, sau nu, o să vă explic în travel vlog cam care e orarul de zbor, ca să nu mai intrăm acum în detalii, dacă o să am ce să vă povestesc, evident. Apoi am aici portofelul, n-am ce să vă arăt în portofel, că nu am, na, încă am lei, puțin de altfel, dar hai, asta este, a fost Crăciunul. Apoi am acest... Am acest pouch, să-l numesc, în care eu îmi țin actele de călătorie. V-am mai povestit eu, dacă nu mă înșel, despre el. L-am luat dintr-un avion. Știți, când mă plictiseam, răsfoiam acea revistă de duty free și am găsit acest produs, mi s-a părut super interesant. Îl am de câțiva ani bun și rezistă foarte bine. Încerc să vă spun brandul. Espinal of London. În fine, mi se pare foarte frumos sau foarte util și foarte bine compartimentat. Vine cam așa. Aici îți... Stați să vă arăt. Este din piele, foarte calitativ. Aici, de exemplu, îți poți pune boarding pass-ul, aici ceva mărunt sau bani, adică bagnote, asta am vrut să spun. Apoi aici noi avem pașapoartele al meu și al lui Luca. După care aici văd că mai am ceva. Mai am bănuți! Cred că-s de prin Turcia ăștia. Da, nu, din Disneyland cred că sunt, în fine. Și are apoi un compartiment pentru alte documente și other. Și aici mai am un etui din acesta pentru pașaport. Acesta nu-mi lipsește pentru că îmi este foarte la îndemână să-l folosesc și știu exact unde îmi găsesc pașaportul, nu trebuie să stau să caut prin dita mai papornița. Și mai am acest tot pouch, că nu îmi vine alt cuvânt, e acesta de aici, în care am pus obiecte diverse și anume... Am în primul rând șervețele dezinfectante. Apropo de acea vacanță din Dubai, bine, aia a fost o vacanță mai lungă, Singapore, Dubai și apoi București. În momentul în care ne-am îmbarcat, am plecat undeva în februarie, încă nu ajunsese virusul la noi în țară, doar se știa de el prin Asia. Și când m-am urcat în avion, am început să-mi dezinfectez măsuța și se uitau niște domnișoare la mine și la persoana cu care am fost plecată. De genul, Doamne, ce... Pe scurt, cred că în mintea lor era ce nebune, cum să faci așa ceva. Ei bine, iată că astăzi, din păcate, toată lumea face același lucru, așa că, vi le-am arătat și invers până acum, așa că șervețelele dezinfectate, dezinfectante, Diana, nu-mi lipsesc din geantă.
Apoi, am AirPods-urile pentru tabletă, pentru atunci când ne uităm pe Netflix. Le știți pentru că v-am inclus modelul ăsta în ghidul de cadou din Vlogmas. Sunt AirPods Pro, foarte, foarte mulțumită de ele. Le recomand mai mult decât pe cele de la Samsung pentru cei care au iPhone. Apoi, evident, încă un dezinfectant, că de ce nu? Și încă unul. Acesta l-am primit într-un calendar advent, cred că în cel de la Sephora, de la Mercy Handy. Da, miroase a lavandă, dar am zis să-l iau. Ia să-l mai încerc o dată, să-mi aduc aminte că a trecut, mi se pare că a trecut o veșnicie. A, da, mi-amintesc. Miroase a lavandă la început, după care se evaporă. Și chiar nu-ți lasă mâinile așa îmbâxite, știți? După ce, uite, de exemplu, după ce folosești genul ăsta de gel, mi se pare că le lasă așa... Nu-mi place senzație, motiv pentru care mi l-am luat și pe acela. Apoi, mai am treburile astea de aici, luate din DM. Sunt niște protecții pentru capacul de toaletă, nu neapărat pentru mine, cât pentru Luca. El fiind mai mic și are și el de diverse nevoi, e cam complicat în momentele mai profunde. Așadar, vreau să le am la îndemână. Apoi aici văd că mai am niște șervețele, da, tot din acestea dezinfectante. Astea le-am primit când m-am întors din Istanbul, sunt de la Turkish Airlines. Ce mai am? Două pixuri, tot ciordeles de prin hoteluri, că tot vorbim despre geantă. Știți că v-am spus în primul episod, apropo, dacă nu l-ați văzut, vi-l las pe aici pe sus, că v-am spus că eu șutesc pixurile din hotel. Da, toată lumea face asta, nu? A, nu, uite, băi, ăsta ai cumpărat. Bravo, Diana, ai cumpărat și tu un pix, nu l-ai furat. A, ăsta este de la Burj Khalifa. Da, ăsta l-am cumpărat. Ce tare sunt. Ăsta nu e de la vreun hotel? Nu. Mamă, nu mai am pixuri furate, dar nu-i nimic, că luăm acum. Glumesc, evident. Pixurile sunt incluse în prețul camerei. Și apoi mai am aici un portofel din acesta mini. Acesta este luat dintr-un Disneyland. Dar de unde? A, uite, din Hong Kong, în care îmi țin eu măruntul. Am avut impresia când ne-am întors din Paris că mi-am pierdut măruntul pentru că aș fi vrut să-l cheltui în aeroport și nu mai găseam portofelul ăsta. Am și fost la un centru de ziare să mi-l caut, nu l-am găsit și după care l-am găsit acasă. Unde credeți? În geantă, dar în alt compartiment unde nu căutasem. Așadar, nu prea știu cum e cu euro în Doha, că avem escală în Doha. Dar vă rog, găsesc eu o variantă să-i cheltui, nu vă temeți. Și ultimul produs, niște scobitori. Pentru că de foarte multe ori se mai întâmplă să mai mănânci prin avion și ai anumite probleme și îți stau pe creier. Înțelegeți ce vreau să spun? Acestea sunt de la DM, de la Don Todent și sunt preferatele noastre. Vă explic imediat și de ce. Noi având lucrări stomatologice, fațete și altele, nu avem spații interdentare foarte mici, doar că se mai întâmplă uneori să simți nevoia să-ți curezi dinții și acestea fiind foarte, foarte subțiri, funcționează extraordinar de bine pentru dinții noștri. Și aici, în celălalt capăt, au o periuță. Sunt foarte ok, ne împăcăm bine cu ele, nu sunt nici foarte scumpe. Dacă le găsiți, luați-le, că nu se găsesc mereu. Bun, cam asta cred eu, da. Cam asta se află în geanta mea de călătorie, trebuie să mai îmi pun telefonul. Și cam atât. Mergem acum să facem bagajul, să sperăm că nu mi-a prea mult, că vreau Dumnezeului să plec odată. Hai să vedem ce mai punem în bagaj, chestii de vară, că nici nu știu pe unde sunt, dar le descoperim împreună. Dacă am terminat cu geanta, am venit sus și continuăm cu porfardul. Nu o să insist asupra lui pentru că îl știți, l-ați mai văzut în... Cred că în ambele clipuri cu ce iau cu mine în bagaj, este acesta de la Jup și începem cu primul buzunar de aici. Am luat în primul rând setul de la Adina Adam, atunci când mi-a dat ea acest cadou de... Atunci când au venit la mine să facem prăjiturile în Vlogmas, mi-a dat acest set și mi-a spus că își dorește să-l iau cu mine în prima vacanță. Așadar, am aici toate cele necesare pentru păr, agrafe, elastice, chestii de genul acesta. Apoi am aici niște plasturi, pentru că am plecat în ultima vacanță aceea din Turcia, de la Istanbul, am plecat fără plasturi. Și tare greu a fost, așadar mi-am luat aici să fie, să am, să nu mai pățesc diverse. Ce mai am pe aici? Ia să vedem. Tot un săculez din acesta mic care este plin cu agrafe de genul acesta, pentru că întotdeauna le pierd și na, să fie și ele. Mai am o forfecuță și cam atât. Asta se află în acest buzunar.
Apoi, în buzunarul următor avem produsele de îngrijire personală și o să las porfardul pe genunchi ca să îmi fie mie mai ușor. Am luat în primul rând o pastă de dinți, total neinteresant, știu, pe aceasta o folosim noi, Colgate Max Fresh Cooling Crystals. Apoi, periuța de dinți, evident, care vine cam așa. Am luat o perie de păr, la fel o știți și ea, nu părăsește acest porfard, credeți-mă, aici stă și o am la îndemână de fiecare dată când plec, adică știu sigur că dacă, de exemplu, mă grăbesc și nu am timp să-mi fac porfardul, în general îmi las chestii în el ca să am în caz de nevoie. Apoi, pentru păr am luat această mască de la Christophe Robin, nu mai știu, ori a venit în vreun calendar, ori printr-o cutiuță Look Fantastic, ceva de genul acesta. Apoi am luat din calendarele de advent, o să vedeți voi pe parcurs că am luat mai multe produse pe care le-am primit în aceste calendare pentru că vreau să fac acel clip cu review-uri și atunci vreau să le testez. Am luat de la L'Occitane gelul de duș și laptele de corp din acea gamă Cherry Blossom, care mi-au plăcut mie tare, tare mult cum miros. Sigur o să avem la hotel, dar poate nu știu, poate nu-mi place, poate mi-o sucă părul, habar n-am, așa că vreau să am la îndemână produse care știu sigur că îmi plac. Apoi am mai luat acest stick de la Balea pentru firere rebele, care momentan văd că nu sunt, dar în cazul... Hai să facem o demonstrație, uite că sunt. Să facem o demonstrație totuși, să vedeți cum funcționează în cazul în care nu știți. Eu mă uit în oglindă acum. Bang! Și s-a lipit. Vedeți cât de tare? Foarte bun, vi le recomand, îl găsiți în DM. Apoi mi-am mai luat și o cremă de mâini, tot de la L'Occitane, tot din aceeași gamă Cherry Blossom. Am zis bine? Da, Cherry Blossom. Una micuță pentru că fiind cald, acolo unde merg, de obicei n-am probleme cu mâinile. Mi-am și revenit acum, tot datorită cremei de la L'Occitane, aceea cu unt de shea în proporție de 20%. Am luat evident și cremele de soare de la Aven. Very High Protection, bineînțeles, SPF 50+, fluid. V-am mai spus eu, cred că în holul cu farmacia Tei, v-am spus că le-am luat pe acestea fluid pentru că îmi plac foarte mult, că se absorb repede în piele. Ambele sunt ok, parcă totuși ăsta de la SVR se absorbea mai repede. Dar ce le-am testat atunci pe mână, rămâne să vedem și cum se comportă la plajă. Tot pentru păr am luat acest ulei de la Kerastase și avea și un fir pe el, un fir de păr. Este ok, nu este preferatul meu, dar în vacanță merge. Am luat evident și un deodorant, abia aștept să scap de ăsta pentru că nu-mi place aproape deloc, dar na, măcar să-l terminăm să nu aruncăm produsul. Și am luat ca și parfum de la Maison Margiela acest Replica. Am Sailing Day. Mai am foarte puțin, mi-a rămas din vară. În ultimul timp am început să agrez mai mult parfumurile acestea în cantități mai mici. Ăsta cât are? Nu știu, vreo 30 de mililitri, dacă nu mă înșel. Și vreau să-l termin. Pentru că nu vreau să mă apuce vara viitoare. Poate reușesc să îl termin acum. Aquatic Deep Sea. Da, nu persistă. Chiar nu prea persistă aceste parfumuri, dar... Nici nu vreau, știți care e părerea mea vara, să nu omori lumea cu mirosul. Și mai am aici un cântar, nici ăsta nu lipsește din porfard. Am terminat și buzunarul acesta, trecem la următorul și ultimul, în care am în general produse de make-up. Cu ce să încep? Nu știu, hai să începem cu fondul de ten, prea mult spus. Îl iau pe acesta de la Dr. Hedison, acel CC Miracle Cushion, ceva de genul ăsta. Îmi place foarte mult acest produs pentru vară, pentru că nu încarcă tenul absolut deloc și nu mai are nici el prea mult produs. Așa că poate reușesc să-l termin și pe el în această vacanță. Apoi am luat... Stați că vreau să vă arăt rimelul, dar vreau să vă mai arăt ceva. L-am găsit. În primul rând am folosit acest produs pe care l-am primit de la Carmen în acel colet pe care mi l-a trimis cu ocazia Crăciunului. Te pup, Carmen. Este un primer, un primer pentru gene de la Tarte. Doamne Dumnezeule cum e! Este absolut genial. Vi-l recomand dacă aveți de unde să-l luați, să-l încercați, pentru că este absolut minunat. Iar ca și mascara, am ales-o pe aceasta de la Maybelline Sky High. A început să-mi placă în ultima perioadă, după ce s-a mai uscat un pic, a început să-mi placă. Îmi place cum aranjează genele, le și curbează, le și alungește. Mare thumbs up pentru el. Bun, am luat și două produse pentru buze. Hai să începem cu acesta. Din calendarul By Terry Lip Expert din gama Matte.
Nuanța 8 Red Spot. Asta așa ca să am un ruj roșu pentru Revelion, cam așa arată, nu o să mai fac acum un swatch. L-am luat tot în ideea de a-l testa, să văd cum persistă, ca să îl compar cu Maybelline Superstay. Și dacă tot vorbim de Maybelline, am luat totuși un produs de la ei, este Superstay Ink Crayon, pentru că rezistă binișor pe buze, dar în același timp este foarte, foarte lejer. Nuanța pentru el este 15 Lead the Way. Doar că este din gama Zodiac și este sub Lead the Way, scrie și Capricorn. Deci, da, poate vreți să-l căutați. Am luat paleta de la Huda, aceea din calendar, pentru că vreau să o testez și pentru că are și nuanțe pe care aș putea să le folosesc și de Revelion. Vedeți, sunt nuanțe pe aici mai strălucitoare și mă gândesc că aș putea să realizez make-up atât de zi și de zi. Nu, că ziua nu o să mă machiez clar, dar mă refer pentru seriile când mergem la cină și nu vreau ceva, nu știu, cu foarte mulți clipici. Eu pot realiza machiaje legere cu paleta, dar în același timp cu acest clipici mă pot juca pentru seara de Revelion. Mai departe, evident că mi-am luat și pensule. Nu foarte multe, am luat 3. În primul rând aceasta de la Noel, dacă nu mă înșel, da, le găsiți la DM, mai corect spus. O am pentru blush și pentru bronzer, apoi aceasta pentru fardul de ploape și aceasta pentru blending. V-am spus, nu mă duc cu gândul să mă machiez, nu o să stau să fac... m-am săturat. M-am săturat de acest proces în vlog, mă simt nevoia de o pauză, dar na, măcar seara cât de cât să arăt și eu a om. Apoi, ce mai avem pe aici? Mai avem, evident, blush-ul. Îl iau pe acesta de la Charlotte Tilbury, Pillow Talk Cheek to Cheek. Îmi place că îl pot folosi și pe post de blush sau pot pune pensula doar aici în mijloc și îl pot folosi ca iluminator și nu-mi trebuie să iau două produse. Și am mai luat și un bronzer, dar nu știu sigur dacă o să-l folosesc, vedem, pentru că vreau un bronz natural, să-l obțin pe acolo. Acesta de la Benefit Hoola, dar varianta Glow. Este ca Hoola originală, doar că acesta și strălucește, nu știu cât o să reușiți voi să-l vedeți, dar mai vorbim noi prin vlog de acolo. Am luat și de la By Terry această pudră compactă, nu vreau să măcar cu pudre libere și așa. Upsi, mi-a scăpat ceva. În fine, am luat-o pe aceasta tot așa la fel să văd cum se comportă și mi-a plăcut și că este mică, mă pot descurca foarte, foarte bine cu ea. Dar n-am luat pensulă de pudră. Bravo, Diana! Hai să o luăm pe asta. Nu știu cât de bună o să fie, dar mă rog, dacă o pierd sau o stric, nu o să-mi pară foarte rău. Este aceasta de la Essence, din gama, cred că asta, ultima de Crăciun. Și apropo, încă n-am luat pensulele de la Simona, așa abia aștept. Trebuie neapărat să le iau pe acelea din păr natural. Cam astea au fost produsele de make-up. Trecem acum la skincare, dar nu mi-am luat foarte multe. În primul rând mi-am luat acest demachiant de la By Terry, tot așa în ideea de a-l testa, să vedem cum se comportă. Este un demachiant bifazic. Apoi au rămas aici de data trecută acest serum de la Chanel, cum se numește, Hydra Beauty Micro Serum. Și a rămas și crema Hydra Beauty Creme din aceeași gamă. Să știți că le-am folosit în Franța, sunt ok, nu wow, adică am creme mai bune și mai ieftine de atât, dar dacă au rămas aici am să nu mai umblu și să le folosesc pe acestea. Bun, pe lângă produsele astea mai am un serum, acesta de la L'Occitane Immortel Reset, acesta este pentru noapte. Și mai am, pentru demachiere, mi-am pus eu în treaba asta de aici, de la... nici nu știu, Mumuso. Astea sunt, ambalajul ăsta este de la Compressed Towel. Doamne, sunt geniale, trebuie să vi le arăt la un moment dat, doar că nu mai am. Sunt niște dreptunghiuri așa mici, 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 care conțin un prosop pe care îl bagi sub apă și el își mărește dimensiunea. Doamne, deci este absolut genial pentru îndepărtarea machiajului. Știți că mereu vă zic, nu folosiți același prosop, folosiți șervețele cosmetice. Șervețelele astea, eu, din punctul meu de vedere, sunt de unică folosință. Le bați sub apă, s-a făcut un prosopel destul de mare, îți îndepărtezi machiajul, ți-ai curățat fața și l-ai aruncat. Nu mai știu câte au fost în
pachetul ăsta, știu doar că am dat 10 lei pe pachet și trebuie neapărat să mai caut. Însă, pentru că nu mai am din acelea, mi-am luat niște dischete, sunt acestea de aici. Acestea sunt de la Elisha Koi și le găsiți pe Q Cosmetice Coreene. Nu le mai scot pentru că nu vreau să pun mâna murdară pe ele. Și mi-am mai luat și chestiile astea pe care le-am luat din DM, de la Bye Bye Blemish Dissolving Cleanser. Sunt tare curioasă și de ele, să vedem cum funcționează. Și gata, am terminat. A, nu, uite, mai am un balsam de buze de la Peace Buin cu SPF 30. Și de data asta chiar am terminat, nu mai am nimic. Acum că am terminat cu asta, trecem la bagajul propriu zis, că mai am și acolo o grămadă de lucru și mă uit aici în fața mea că trebuie să pun toate astea înapoi în porfard. Succes, Diana! Haideți să începem cu încălțămintea. În primul rând am aceste espadrile de la Valentino, care arată cam așa. Aceștia sunt papucii de care v-am spus eu și pe care îmi plănuiesc să iau la ținuta de Revelion. Apoi mai am o pereche de papuci aici, aceștia albi, pe care i-ați mai văzut și în, cred că în bagajul din Istanbul. Apoi aceștia sunt papucii mei de plajă, niște espadrile. Arată, nu aveți idee câte ploi m-au prins în aceste espadrile, dar sunt extraordinar de confortabile, nu-ți transpiră piciorul și efectiv nu pot să renunț la ele. Nu arată chiar atât de rău, adică nu sunt julite sau ceva. Aici un pic, pentru că de la atât am mers, au mai făcut ceva cute. Și acea pereche de papuci. Se vede că n-am mai plecat de mult. Sincer, mi se par cam multe perechi de încălțăminte, dar... nu vreau să ajung acolo și să zic, a, m-aș fi încălțat cu nu știu ce, mai bine le iau, pentru că, fiind un bagaj pentru o destinație caldă, hainele sunt destul de subțiri și nu ocupă spațiu mult și nici nu cântăresc. Așa că am decis să-mi iau mai multe perechi de încălțăminte și haine, nu prea multe, vedeți imediat. Trecem acum la piesele de bază. Mi-am luat în primul rând două perechi de pantaloni scurți, aceasta crem, care în față mai are o parte de material și se vede ca și cum ar fi fustă. Apoi mi-am luat această pereche de pantaloni scurți cu acei craci foarte, foarte largi și se văd foarte frumos pe picior. Apoi tricourile, mi l-am luat pe acesta, am zis că na, se potrivește cu peisajul, acesta pe care îl știți din haul cu ce mi-am cumpărat din Istanbul, un tricou simplu alb, poate se murdărește ceva, și apoi acest body de la Zara cu mânecile acestea mari și absolut superbe pe care vreau să-l port cu această pereche de pantaloni scurți. Cam astea sunt, puține știu, dar nu avem de gând să ieșim prea mult din resort, așa că ziua practic o să fie un costum de baie și în hainele specifice plajei și seara eu de obicei când merg la cină mă îmbrac în rochițe pe care urmează să le vedeți, așa că n-am avut prea multe de pus și mă bucur pentru că nu o să trag prea mult de bagaj. A doua parte din bagaj este compusă din ținutele de seară. Avem în primul rând această rochiță albă de la Zara care este una foarte largă și foarte lejeră și atunci când nu am chef să mă strângă nimic, o să o îmbrac pe ea. Apoi am aici un compleu de la... nici nu mai știu de la ce e. De la ce ești tu? De la H&M. Foarte, foarte vechi, dar care îmi place foarte mult. Este cu această bluză, cu detaliile astea aici la mâneci, cu mâneca un pic întoarsă de fapt, și cu niște pantaloni scurți, dar o să-l vedeți cu siguranță îmbrăcat în vlog. Și apoi încă o salopetă, așa, cu flori. Aceasta este însă cu... pantaloni. Are și dublură pe aici, pe dedesubt. Cam așa, astea sunt primele trei și mai avem încă două. Mai am această rochiță, este de la Framboise. Am mai tot primit întrebări, cred că am mai purtat-o eu prin vară și ați văzut-o în poze. Are acest cordon și se strânge foarte frumos în talie, mânecile aici pe elastic și îmi place foarte, foarte mult. Apoi aceasta luată din Turcia, de la magazinul Ipekiol și uite, tot n-am ajuns la magazinul ăsta, că am înțeles de la voi că ar mai fi și la noi în țară, nu mai știu, parcă în Afi, ceva de genul ăsta. Îmi place de mor rochița asta, este foarte comodă. Mi se pare că și avantajează corpul, cu toate că este destul de largă. Îmi place foarte, foarte mult și îmi plac mult detaliile ei. Și apoi am mai luat aici și o geacă. Asta nu știu să vă spun de la ce brand e. Mi se pare că am luat-o când am fost în Canada, dacă nu mă înșel. Și ce îmi place mie la ea este că are două fețe. În primul rând este fața asta cu un imprimeu destul de încărcat, aș spune eu. Dar o poți întoarce pe dos și este efectiv simplă.
Și aici i-am adăugat un accesoriu. Dacă nu mă înșel, l-am luat din Singapore, când am fost în 2020 și îmi place foarte, foarte mult. Nu știu dacă neapărat se potrivește pe partea asta mai înflorată, dar îl am aici atașat și îl mut în funcție de cum îmi doresc și pe partea cealaltă. Se prinde cu ac de siguranță, acesta pe buzunar și am mai pus una aici. Este format din 3 bucăți, nu se poate desprinde și mi se pare un detaliu care scoate din anonimat orice fel de ținută. Bineînțeles că n-avea cum să lipsească și vestita ținută de Revelion, aceea luată de la H&M și, doamne, de fiecare dată când o văd, mă reîndrăgostesc de ea, este absolut superbă. Apoi, asta ați văzut-o tot așa în Vlogmas, această rochiță de la Zara transparentă, pe care eu îmi doresc să o port la plajă, v-am mai spus, îmi plac foarte mult detaliile ei, uitați, cu ceva paiete, mâneca așa mai lungă, foarte elegantă, îmi doresc să fac niște poze drăguțe, sper eu, în ea. Și aici mai am tot așa pentru plajă, este o cămașă, este de la Ralph Lauren și cred că astea două îmi vor fi suficiente. Și apoi o chestie total random, mai am această geantă de plajă de la Victoria's Secret, luată de foarte mulți ani, dar mă descurc bine cu ea pentru că, na, având și copil, am nevoie de o geantă mai mare să-mi încapă tot felul de drăcovenii. Și aici văd că mai am din vară niște produse pentru plajă. Asta e pentru Luca de la La Roche-Posay, din gama Antelios 50+. Mai am acest produs pentru față pe care îl ador, de la Dead Sew. Este un produs ca un fel de spumă și tot așa are SPF 50+. Și mai am încă un produs de la Peace Buin, Instant Glow. Ăsta este așa și așa, dar dacă vă doriți un glow de adevăratelea pe piele, vă recomand acest produs de aici. Stați să văd dacă pot eu să-l desfac cu o singură mână. Tot de la Dead Sew, este o apă ce conține sclipici și nu-ți lasă pielea lipicioasă absolut deloc. Exact acesta este un accelerator refreshing water și are la sclipici, vedeți? Cred că reușește camera să surprindă o grămadă și se vede atât de frumos pe piele, nici nu aveți idee. Efectiv, îl ador. Bun, cam astea sunt. Hai să întorc un pic camera și să vă mai explic ce urmează să mai pun în bagaj. Asta este ceea ce voi lua în bagaj. M-am trântit iar aici pe jos. Mai am depus câteva chestii. Mai am depus lenjeria intimă, costumul de baie, pijamaua, dar na, astea nu mi se par lucruri care ar trebui să apară neapărat pe YouTube. Apoi mai am de luat perna. Știți că eu nu plec fără perna mea niciunde. Nu... Mi s-a întâmplat să o uit, nu că aș fi vrut să plec fără perna mea și n-am dormit o noapte. Ce să faci? Bam, bam! Apoi mai am depus încărcătoarele, nu trebuie să le uit sub nicio formă, am încărcătorul de la tabletă, încărcătorul de la telefon și cam atât, că laptopul rămâne acasă să nu-l mai văd o bună perioadă de timp. Cred că astea ar mai fi depus, dar o să le pun exact înainte să închid bagajul. Acum, mai am loc în bagaj, să știți, încă mai am, dar nu știu ce să fac cu el, adică nu cred că o să avem de unde să facem noi cumpărături, pentru că mergem totuși în Zanzibar, care este o țară săracă și nici nu plec pe gândul de a cumpăra ceva, pentru că vreau efectiv să mă duc să mă relaxez, să citesc o carte și să nu mai știu de nimeni și de nimic. Cu toate astea, voi filma pentru mine în primul rând, dar și pentru voi, pentru că este o destinație de interes pentru români. Chiar vorbeam cu agenția cu care noi plecăm și ne tot dădea așa informații și chiar sunt destui români care pleacă în perioada aceasta în Zanzibar. Așadar, sper să iasă un travel vlog drăguț, practic nu o să mă relaxez tot timpul, o să și fac ceea ce îmi place și anume să filmez pentru voi. Cam astea ar fi fost informațiile pentru acest clip. Nu cred că mai am ceva de zis. Cu detalii despre cum se pleacă în Zanzibar, o să vin cel mai probabil în acel travel vlog, care, dacă mi-e testele negative, o să-l avem. Dacă nu, stăm acasă. Așa că o să închei aici. Ce pot să spun decât drum bun mie și abia aștept să ne revedem data viitoare. Să aveți o seară sau o zi absolut minunată. V-am pupat!